Iubiți credincioși, așa după cum v-ați obișnuit în fiecare duminică, Sfinții Părinți au rânduit câte o anumită pericopă evanghelică, un anumit fragment din viața Mântuitorului, în care sunt prezentate evenimente care au marcat epoca și timpul de atunci. Evanghelia de astăzi, cel puțin am ascultat-o cu atenție, dumneavoastră cred că ați și uitat-o. A fost foarte lungă și condensată. Mântuitorul se scoală dis de dimineață, pleacă spre Samaria, se oprește la puțul lui Iacov, apostolii flămânzind pleacă după mâncare, iar el rămâne să-și facă misiunea dumnezeiască pentru care a venit pe pământ. Mâncarea mea nu este de aici, este din cer. Cele trei mărturii dogmatice. Eu sunt cel cu care vorbești. De-ai fi știut cine îți dă să bei, ai fi băut apa cea vie și n-ai fi însetat niciodată. Cinci bărbați ai avut și niciunul nu ți este bărbat, bine spui. Iată sunt elementele primordiale ale predicii sau Evangheliei de astăzi, în care ne arată categoric Sfânta Evanghelie că cea care a venit la fântână a fost fascinată de demnitatea divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos și deși e firesc că atunci când cei de altă religie se întâlnesc să aibă o interacțiune negativă sau de respingere, iată că femeia samarineancă a fost pur și simplu, dacă e să folosim un termen, captivată. Nu numai de prezența Mântuitorului Iisus Hristos, ci în primul rând de îndrăzneala Lui de om Dumnezeu. Femeie, dăm să beau. La care ea se justifică direct și la obiect spunând: niciodată un bărbat iudeu, dacă respectă cu adevărat religia și e fanatic în felul lui, cum țineți voi la credința voastră, n-ar îndrăzni să ceară să bea din mâna unei femei samarinence. Și apoi plus de asta, nici nu prea sunt pregătite. Găleata nu este, fântâna e adâncă, puțul nu are frânghie. Și în momentul acela se începe discuția între cer și între pământ. Se începe convertirea samarinenilor la dreapta credință. Ce erau cu acești samarineni care se rugau în muntele Garizim? Erau iudei la rădăcină de altă dată, care au împrumutat idolatrie asiro-feniciană și începeau să se roage la idoli. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos, ca să nu-i jicnească idolul căreia se închina, i-a spus așa: va veni o vreme când nu te vei mai închina nici la Ierusalim și nici la Garizim. De ce? Ca să-i arate că nu este fanatic în credința iudaică. Cine vom închina Tatălui în duh și în adevăr. Închinarea în duh și în adevăr este exact închinarea pe care a venit Mântuitorul să o aducă după înviere. Așa cum ați văzut duminica trecută, un om care aștepta de 38 de ani izbăvirea și n-avea om ca să-l arunce, iată omul care trebuie să arunce Samaria în dreapta credință, este Mântuitorul Iisus Hristos. Tocmai El s-a adresat cândva iudeilor și le-a spus: în cetate de samarineni să nu umblați, în căile păgânilor să nu umblați, ci numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. De ce lucrul acesta? Nu erau pe potrivă de înduhovniciți, nu erau pe potrivă de formați duhovnicește, nu erau pe potrivă de întăriți în credință, nu erau pe potrivă de bine pregătiți intelectual despre dogma dreptei credințe ca să poată pătrunde în cetățile păgânilor. Și acolo Mântuitorul Iisus Hristos lucra El. O paralelă exactă a Evangheliei de astăzi, doar facem paralela, ne întoarcem la Evanghelie, este și Evanghelia fiicei hananiencei. În momentul în care Mântuitorul trecea prin ținutul hananienilor și trecea cu apostolii și o femeie striga și spunea că am fiică care cumplit este îndrăcită și pătimește, Mântuitorul se prefăcea că n-aude. Mântuitorul era
constrâns de două probleme pământești și una dumnezească. Una dumnezească de a scoate în evidență credința femeii, iar cea pământească de a nu fi interpretat greșit de apostoli, care ar fi zis, uite, învățătorul nostru s-a apucat de vindecat toate rasele, toate națiile, toate religiile. Se pare că învățătorul nostru nu este prea, nu este prea pe credință, are abate. Și atunci Mântuitorul se prefăcea că n-aude strigătul acelei femei, până i-a determinat pe apostoli să facă primii pasuri și să spună, Doamne, dar slobode odată, strigă urma noastră, cel puțin noi ne-am plictisit. Și Mântuitorul a rămas la fel de surd în fața acestei întâmplări, lăsând pe apostol să insiste, ca în momentul insistenței să dea răspunsul cu două tăișuri. Nu mănâncă pâinea copiilor câinii. Adică a vrut să le arate apostolilor că se bucură de o superioritate, în primul rând spirituală, nemărginită, că se bucură direct de cuvântul lui Dumnezeu și de puterea Harului, dar femeia care a fost înțeleaptă și a înțeles esența întrebării și esența răspunsului, pentru că și-a dat seama, stai că el nu poate să-mi facă mie bine, că are pe ai lui lângă el, trebuie să găsesc o modalitate să-l conving. Și atunci se adresează Mântuitorului și îi spune așa, și câinii mănâncă de la masa, fărâmăturile de la masa stăpânilor lor. Adică merit un strop de atenție, merit un strop de credință. Și aici Mântuitorul pune de fapt în evidență marea credință a femeii. Mare e credința ta, femeie, fie ție cum voiești și s-a tămăduit fiică-sa în ceasul acela. Deci, iată, un al doilea episod în care Mântuitorul intră în păgânism să facă creștinism și nu apostolii care nu erau în măsura de a atinge până acolo. Același lucru se cere și în zilele noastre. Este treaba arhiereului și a arhipăstorului și a păstorului celui mare, reprezentantul direct al lui Hristos, și nu a preotului, care este simbolul apostolilor, să pătrundă dincolo de dogmele nepricepute minții omenești și să le lase în seama celor care li se cuvine. Și atunci Mântuitorul în ipostaza Evangheliei de astăzi procedează în felul acesta. Nu prea ar trebui ei să știe ce fac eu, dar las că îi trimit după mâncare și s-au dus să caute mâncare. La întoarcere au fost mai mult cumva bulversați de ce Mântuitorul vorbește tocmai cu o femeie și chiar păgână. Deci a început în ei să încolțească simțământul geloziei. Nu are cumva Mântuitorul a vrut să rămână singur și să vorbească taine despre mântuire fără noi? Și poate el vorbi cu o femeie păgână, dar Mântuitorul de fapt nu vorbea, ci prorocea. În momentul în care femeia a ajuns la fântână și s-a întâlnit cu Hristos, viața ei s-a schimbat radical. Primul lucru care a făcut, cum arată Viețile Sfinților, a fugit în cetate, a spus samarinenilor, am găsit pe acela despre care se spune că este Mesia, toate câte mi-a spus mie sunt adevărate și toți samarinenii au venit la dreapta credință. Iar Sfânta Fotinia, pentru că așa se cheamă samarineanca de astăzi, va pătimi în Ierusalim cu sora ei, cu copiii ei, cu fetele ei și vor fi muceniciți și vor fi martirizați pentru Hristos, devenind martiră și mucenică. Dar nu în sensul acesta Evanghelia de astăzi vine să scoată în evidență lucru, ci vine să scoată în evidență ce? Evanghelia este o fântână. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea cândva în Mărgăritare, cine bea din izvorul Evangheliei, din gura lui și din pântecele lui vor izvorâ râuri de apă vie. Ce înseamnă râurile de apă vie din pântecele lui? Deci roadele pântecelui vor fi binecuvântate. Copii frumoși și sănătoși care să-și vadă pe fiii fiilor lor, cum spune în Taina Cununiei. Ce vor vedea cei care vor vedea râurile de apă vie din care beau din gura Evangheliei? Sunt învățăturile luminate care le poate da Duhul Sfânt în mintea celor care propovăduiesc atunci când sunt împărtășiți de Dumnezeu și de apa cea vie a cuvântului Evangheliei. Și aceasta o găsim între credincioși serioși
și care au o trăire înaltă, și aceasta o găsim între preoții care au o vocație, o găsim între episcopii care au o vocație de a păstori poporul, că atunci s-ar da păstorirea poporului în mâinile credincioșilor. Nu. Și este dată în mâna preoților care au această investire a Duhului Sfânt. În momentul în care femeia spune că a avut 5 bărbați, Maxim Mărturisitorul, în Filocalea 2 și tâlcuirile Sfintei Evangheliei vin să ne arate că, de fapt, bărbații acelei femei sunt cu totul altceva. Din nou aici Mântuitorul ne prezintă o pildă alegorică a timpului trecut, a vremii celei vechi, pentru timpul nou, a vremii celei noi. Ce era femeia samarineancă? Era reprezentanța poporului iudeu căzut până la destrăbălare. De ce destrăbălare? Și David a avut alunecare, și Solomon a avut ieșire din fire, și Manasi a luat-o razna la vremea lui. Deci toți și mulți din vremea poporului vechi, dacă vreți până și în vremea lui Avram s-au răzvrătit, și în vremea lui Lot au fost ieșirile și căderile, până în vremea lui Noi au fost căderile, din Hanan, fiul lui Ham, s-au născut popoarele Hananee, deși au cunoscut pe Dumnezeu și au fost izbăviți de potop prin corabie. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că toate partiturile de cârmuire prin legea veche au fost incomplete, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, iar noi am căzut singuri prin voia noastră, dar nu ne mai putem singuri ridica prin voia noastră. Deci omul nu se poate ridica prin om. Ridicarea noastră vine prin Dumnezeu, om Iacov. Cădem singuri și ne ridicăm împreună. De ce lucru acesta? Ca să înțelegem că atât de mare a fost iubirea lui Dumnezeu încât pe Fiul Său l-a dat la moarte pe cruce, și atât de mare este dragostea lui Dumnezeu încât pe unicul Său Fiul l-a dat ca noi să avem viață veșnică, și încă ce fel de moarte, moarte pe cruce. Și ce se întâmplă? Legea lui Avram n-a ținut, s-a călcat. Legea conștiinței morale până la Avram n-a ținut. Legea lui Moise, Decalogul, n-a ținut. Legea judecătorilor n-a ținut. Legea profeților și împăraților n-a ținut. Deci, în toate etapele Vechiului Testament, cele 5 forme ale legii, toate au dus-o pe femeie în desfrânare. Deci, pe poporul iudeu l-a dus la adulterul păstrării strâmbe a învățăturii de credință. Și atunci a venit Mântuitorul Iisus Hristos, i-a vorbit femeii despre cinstirea și despre valoarea harului, și în clipa aceea femeia a devenit propovăduitoare adevărului, întorcând toată Samaria la dreapta credință. Iar rugăciunea în Duh și în adevăr, aici am putea să ne oprim, Părintele Cleopa, în duminicile și tâlcuirile praznicilor de peste an, vorbește foarte mult de rugăciune. Deci eu despre rugăciune o să vă spun doar 3 lucruri legate de Duh și adevăr. Rugăciunea adevărată este cea făcută cu trupul curat, adică prin înfrânare, cea cu trupul postit prin curățire și cea cu trupul sfințit prin împărtășire. Deci cine nu se spovedește, să n-aștepte să aibă o rugăciune plăcută lui Dumnezeu, cine nu postește, să n-aștepte să aibă o rugăciune plăcută lui Dumnezeu, iar cine nu se împărtășește, cu atât mai mult, să n-aștepte că va avea o rugăciune plăcută lui Dumnezeu. Aceasta e esența Duhului și adevărului. De ce? Când ai sfințit trupul, prin spovedanie l-ai făcut templu Duhului Sfânt. Când ai sfințit și ai curățit trupul prin post, l-ai izbăvit de patime, ai luminat mintea, că luminătorul trupului este ochiul, iar a sufletului este mintea. Iar în momentul în care te-ai și împărtășit, se împlinesc cuvintele Mântuitorului: unde este sluga mea, acolo sunt și eu cu el. Și iarăși Mântuitorul spune: din porunci mă veți cunoaște, și unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Cine sunt acei 2 sau 3? Ori mintea cu inima, ori trupul cu mintea. Deci, nu pentru toți este făcută rugăciunea inimii cea înaltă. Dar când se spune că este în Duh și în adevăr, rugăciunea în Duh înseamnă să nu mai ai rugăciune cu imaginație, spun Sfinții Părinți, respectiv Teofan Zăvorât, un zbornic, și respectiv Simeon Nou Teolog la Filocalia 8. De ce vă amintesc acest lucru? Atunci când ne rugăm, și aici pun puțin accentul pe această chestiune, nu trebuie să ne rugăm nici cu ochii închiși,
Nu trebuie să avem nu știu ce lacrimi, în special să știți că lacrimile din biserică la vedere nu sunt primite, sunt lacrimi ale slavei deșarte. Să putem plânge în taină în casa noastră. Deci acolo, în apartament, în chiliuță, în cămeruță, în debaram, bucătărie, unde ai tu cândeluța și icoana, acolo se plânge. Ei, acelea sunt lacrimi primite. De ce? Nu le vede nimeni, le scrie Dumnezeu. Când plângi în biserică, la vedere, deja dai în pietismul lacrimogen, care l-a impresionat și pe Toma de Kempis și care l-a impresionat și pe Toma Chiricuță și ne-a dăruit nouă acea carte, Urmarea lui Iisus Hristos, care la prima vedere când o citești e bună, dar e plină de pietisme. Hristoase al meu, vino să te îmbrățișez, Hristoase, sunt la picioarele tale, îți sărut poalele tale, sufletul meu, inima mea. Este o declarație de dragoste a unui suflet către Dumnezeu, dar care nu împlinește cuvântul dogmatic al rugăciunii care spune în învățătura de credință așa: nimeni din cei cu pofte să nu vină să se apropie, să slujească ție, împărate al slavei. Deci în heruvic, deci fără pofte. Și ce înseamnă pofta? Neapărat curvia? Nu, nu interpretați asta niciodată. Pofta de înălțare a minții, pofta de cugetare cu Dumnezeu, pofta de egalare în minte cu Dumnezeu, pofta că te ascultă, pofta că te vede, pofta că te place, pofta că ți-ai înălțat tu frumos glasul, că te-ai schimonosit după buna cuviință. Deci și acestea sunt pofte și se numesc imaginații. Deci Hristos s-a rugat fără de imaginație. A pătruns rugăciunea până la o lacrimă de sânge. Deci ca să forțezi metabolismul până a lăcrima cu sânge, înseamnă jertfă totală și iubire de Dumnezeu. Lacrima noastră trebuie să fie sinceră și fără sânge. Sângele să-l simțim în inimă când ne împărtășim. Ni-l dă Hristos. A noastră să fie lacrima. El ne umple de sânge. Dar ce fel de sânge? Sânge sfințit dumnezeiesc. De ce lucrul acesta? Ca să ne curățim, cum spune acolo în împărtășanie, spre tămăduirea sufletului și a trupului. Pentru că dacă pătimește trupul, mult pătimește și sufletul. Și tot acolo spune: cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriți și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului: Stăpână, milostivește-te pre noi să nu perim sub mulțimea păcatelor. Deci iată modul de apropiere față de Hristos. Nu te poți apropia de Hristos ca de un gentleman. Nu te poți apropia de Hristos ca de un cavaler. Nu te poți apropia de Hristos ca de un director, ca de un coleg, ca de un prieten. Te poți apropia de El ca de un tată. Te poți apropia de El ca de un prieten. Adică îți permiți acea intimitate pe care ți-o permiți în prietenie. De ce spune doi oameni au secrete? Păi au secrete că știu numai ei ce vorbesc. De aceea și zbornicul ne spune: închide ușa ta, intră în cămara ta, roagă-te puțin câte puțin până ce vine răsplătirea Domnului. Și această răsplătire o spuneți voi când veniți și spuneți: părinte, mi-ați dat rugăciune, am citit, m-am rugat și să știți că s-a rezolvat. Ei, a fost picătura Duhului Sfânt și harul lui Dumnezeu. Unde nu s-a împlinit, trebuie străduință și stăruință. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat. Sau cum spune acolo, mult poate rugăciunile Maicii la îmblânzirea stăpânului. Deci trebuie să avem acea conștiință de sine că rugăciunea în Duh înseamnă puțin ieșirea din trup. Ce înseamnă ieșirea din trup? O să credeți de acum că vă vorbesc de yoga și de reiki, de levitație. Nu, dragă. Ieșirea din trup înseamnă pentru o clipă să uiți că ai copii, să uiți că ai servici, să uiți că ai familie, că ai rufe în mașina de spălat, că n-ai umplut frigiderul cu cumpărături, că n-ai făcut piața, că n-ai dat cu aspiratorul pe covor. Deci ieșirea din trup înseamnă închiderea în sine. Intră în cămara sufletului tău, cum spune Antonie Plămădeală, mare mitropolit al Ardealului, cea mai adâncă pustie este pustia sufletului, și roagă-te acolo înăuntru tău până Dumnezeu îți va descoperi ție lumina. Care lumină? Când v-ați rugat, ați simțit vreodată un fior, o cutremurare, așa, ca și cum ar fi un scurt circuit de la o baterie de 3,5. Ceva care te străpunge prin trup. Ei, acel mic fior îți dă semn că undeva între tine și Dumnezeu se poate stabili o conexiune. E scânteia dintre pozitiv și negativ. E masa.
Deci în momentul în care Hristos a găsit o clipă de inimă liniștită în sufletul tău, vine să se așeze și spun Sfinții Părinți, aceasta este dezastru în Ortodoxie, că treptele nu sunt stabile. Deci noi nu putem vorbi de mistici consacrați, nu putem vorbi de sfinți consacrați sau de trăitori consacrați. Toți trăitorii, toți sfinții și toți misticii au avut ridicarea și căderea. De aceea și rugăciunea lui Iisus, care este baza misticii creștine, având la bază ascetic apostolului, spune așa, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și ce spune Sisoie cel mare? Vin dracii la el și zic, Sisoie, ce te mai rogi? De acum Dumnezeu te-a luat în împărăția lui, ești sfânt. La care el spune, o, întunecaților și vicleniților în rele, mai am nevoie de la Dumnezeu măcar de o clipă de pocăință să pot pune început bun, dar până nu voi vedea sufletul meu în brațele lui Hristos, pe voi nu vă pot crede. Deci vedeți cât de fină este căderea? Căderea poate fi în gând, căderea poate fi în minte, căderea poate fi deasupra minții, angelică, pentru că au fost sfinți care au căzut, a venit la un sfânt și aici ne strecurăm în capitolul înșelare, că e una cu idolatria, au fost sfinți la care a venit noaptea arătări de îngeri și a spus, zice, uite, pentru viața ta curată am venit, eu sunt îngerul din cer. Dar dacă bătrânul era sporit și cu trăire, îi spune, îmi pare rău, eu cred că ai greșit, o fi vorba de altcineva. Nu vreau să văd din viața arătări cerești și de îngeri. Vreau să-L văd pe Hristos în lumea de dincolo. Aici nu sunt vrednici ochii mei pătați și întinați să privească fața lui Dumnezeu. Și făcându-și cruce, diavolul a dispărut. Deci s-a produs separarea binelui de rău. S-a produs osârdia și evlavia care am spus-o cu frică și cu pocăință, căzând din adâncul sufletului să strigăm, Stăpân ajută-ne milostivindu-te spre noi. La alt călugăr din pustie, din lavra Chievului, citind o istorioară, se spune că i-a încuvințat lui diavolul, da, dacă ești Îngerul Dumnezeu, mă bucur că m-ai cercetat. Și i-a spus satana sub formă de înger, te rog să te închini mie ca să duc lui Dumnezeu mesajul tău. Și în clipa când s-a închinat, s-a îndrăcit și l-a luat scuturăturile. Și atunci a fost nevoiți cei din obște să-i facă rugăciuni. Așa și sfintele, dumnezeieștele noastre, babe ortodoxe, atunci când li se par că văd îngeri, când li se par că ajung la mistică înaltă și depășire de normalitate, să vină repede la duhovnic pentru o dezlegare cu 3 zile de post, pentru o rugăciune de canon de pocăință, spovedanie și împărtășanie, să nu le găsească cumva tatăl minciunii și să le ducă în cărări rătăcite. Că așa s-au format sectele, așa s-a format Garizimul și Ierusalimul. Și Ierusalimul a avut sectele lui. Ierusalimul a avut pe iudei, a avut pe saduchei, i-a avut pe nazarinenii care nu credeau în înviere, a avut fariseii care erau și ei o clasă aparte. Dar Hristos a venit, cum spune în Evanghelie, nu pentru cei sănătoși, aici cu o ironie, ci pentru cei bolnavi că au nevoie de doctor. Deci cei simpli și smeriți, de fapt, meritau și Hristos sta în mijlocul lor, mânca cu vame și păcătoși. Dar de ce? Erau conștienți că sunt păcătoși. Este cel mai periculos să nu știi că ești păcătos. Este cel mai periculos să nu fii conștient că ești în greșeală. Este cel mai grav lucru să crezi că ești perfect. Întotdeauna ne putem prăbuși și cădem exact cum era o istorioară a... ca să o aducem la contemporaneitatea noastră, vorbind de Duhul și adevărul rugăciunii, tot înaltul Antonie a scris o carte de trăire ortodoxă, lucrarea sa de doctorat la Oxford, privind viața mănăstirii Sihăstria în vremea Marelui Stareț, Părintele Cleopa, care a fost unul din misticii ortodoxi ai neamului nostru. Și în clipa în care soborul de la Slatina a îngăduit ca un tânăr mai... râvnitor, așa, să fie dus spre preoție, bătrânul a spus, zice, să nu-l încerce diavolul, bine ar fi să-l mai ispitim o vreme. Și bătrânii au spus, lasă Ava, că doar nu e o regulă asta, gata, dracu, cum vede un tânăr că e râvnitor, să-l și doboare. L-am mai acoperit și noi cu rugăciunea, unul pentru altul. Și bineînțeles că bătrânul a aprobat, dar n-a fost împotriva voiei Consiliului Duhovnice. Hai să-l facem.
și l-a trimis să slujească rugăciuni de Sfântă Liturghie, ceea ce ați ascultat azi dumneavoastră, la Rarău, la un schip care există și astăzi, unde e icoana de vă duceți voi la Părintele Beniamin. Ei, în momentul în care a ajuns acolo, tânărul preot, tânărul slujitor, s-a și apucat de acele slujiri care depășesc limita umanului, posturi de zile întregi, mătănii, rugăciuni, nemâncare, liturghii la miezul nopții, după proverbul filocalic, nu o lua lată că rămâne negrăpată. Și la un moment dat îi spune paraclisierului, te rog să nu mai mă aprinzi lumânările, că mi le-au aprins îngerul. Paraclisierul s-a uitat și a văzut că nu-i nicio lumânare aprinsă, dar l-a lăsat așa în mintea lui. Mă rog, e preot, mă supun. S-a dus la stares, la egumen, la părintele schimonahul Onufrie Frunză, deci care e decedat și el trecut la cele veșnice, și îi spune, zice, preotul de astă noapte, zice, mi-a spus un lucru înfricoșător, să nu-i aprind lumânările pe prestol, că lui le aprind îngerii. Bătrânul, dacă era încercat în nevoință, i-a și spus, l-a luat dragi în primire, trebuie să mă duc la Ava Cleopa de Vale să văd ce-i de făcut. Și s-a dus de vale în mănăstirea Sihăstria, peste munte, și a spus, să mi-l trimiteți mie, zice, aici la obște, că avem treabă cu el. Și când l-a dus la obște, i-a spus, mănăstirea are un schit unde are vie, la Cotnariu de astăzi, și a spus, vei merge acolo să faci liturghie pentru credincioșii care ne muncesc nouă via și să-i povățuiești duhovnicește. A, nu, eu nu plec din pustie, eu am dobândit o liniște, am dobândit o trăire, am dobândit o mare înălțare, nu pot, zice, vă rog să țineți cont de sfințenie. Și bătrânul a insistat, lasă asta, du-te acolo și fă ascultare, fă liturghie credincioșilor, că și ei au nevoie de Dumnezeu și le trebuie un om sporit ca tine, au nevoie de un asemenea trăitor. Nu ieși din pustie. Și a spus, dacă nu ieși din pustie, atunci nu-ți voi da voie să slujești. Și a spus, dacă nu țineți cont de sfințenie, plecă în lume. Și dus a fost, a ieșit pe poartă și a plecat, răzvrătit, supărat. La care părintele Cleopa dă verdictul spiritual al mântuirii omului. Nu e nimic. Un ioil mândru nu folosește lui Dumnezeu. Un ion smerit când valbă a căutat cu mai multă căință și lacrimi. Iată asta a făcut Mântuitorul astăzi. N-a înfruntat o femeie mândră cu credință strâmbă, ci i-a explicat atât, în pilde. Eu ți-am cerut să-mi dai să beau o gură de apă omenească din puțul lui Iacov, strămoșul și părintele nostru. Că era și părintele lor și a Mântuitorului. Toți veneau din iudei. Dar ține minte, femeie, dacă ai fi știut cine îți cere, ai fi primit apa vieții și n-ai mai fi însetat niciodată. Să vezi cum a răsărit imediat din femeia samarineancă simțul economic și practic al gospodinei de casă. Ar fi bine dacă n-aș mai înseta niciodată, că n-ar mai trebui să vin să scot apă cu găleata și să car să pierd timpul. Fii sigur că în timpul acela s-ar fi preocupat de altceva. Dar ea ne-a înțeles că Mântuitorul îi vorbea de apa cea vie, de cuvântul Evangheliei lui Hristos. Iar adâncimea fântânii este adâncimea Scripturii. Dacă noi ne vom întâlni și anul acesta, și la anul, și la alt an, și la alt an, din Evanghelie nu vom termina de vorbit niciodată. Ea are străfunduri și adâncuri pe care le vom penetra cu mintea și le vom adânci cu cuvântul din duminică în duminică și din învățătură în învățătură și niciodată nu ne vom sătura de vorbit de Dumnezeu și de dorit de Dumnezeu. Și sigur că din aceste învățături ce se va întâmpla? Se va adăpa sufletul nostru cu credința noastră de care avem nevoie, cum spun dumnezeieștile babe când vin și spun, părinte, mi-am încărcat bateriile pe săptămâna asta. Păi zic, ai grijă, nu le consuma așa, ține să ai până duminica viitoare. A, păi părinte, pe la jumatea săptămânii deja mă gândesc să facă mai repede duminica să viu la biserică. Ca să țină bateria mai mult, trebuie să-i pui puțină rugăciune, să-i pui puțin post, puțină pravilă și dacă e necesar, din când în când ați văzut și în bateriile acumulator se pune acid, pui împărtășanie în suflet, că atunci bateria ține mai mult. De ce spun lucrul acesta? Adevărul este Hristos, iar rugăciunea în adevăr este rugăciunea către cer. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară. Aceasta este esența Evangheliei de astăzi. Aceasta este esența învățăturii pe care a trebuit să o înțelegeți dumneavoastră astăzi.
că nu ne putem ruga murdari cu trupul, goi cu sufletul și goi cu mintea. Minții trebuie să-i dăm citirea și pravila ca să aibă hrană și să cunoască pe Dumnezeu și să-L descopere din adâncul Scripturilor, cercetați Scripturile și veți avea viață veșnică. După aceea, sufletului trebuie să-i dăm permanenta rugăciune și hrană, ce numim noi rugăciunea de seară, canon de înger, paraclis, iar trupului să-i dăm hrana și asceza cuvenită, să noi al razna ca un cal fără oiște sau fără frâu. De ce vă spun lucrul acesta? Închinarea în Duh și în adevăr este închinarea pe care a dus-o Hristos prin înviere în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să trăiți.